Jurnalele RTT. Știri la fix. Duminică, în jurul orei 14:30, un urs care era alergat de un șofer prin orașul Victoria a zgâriat un adult și doi copii. Un bărbat de 60 de ani, care ieșea din curte, a nimerit exact în fața ursului. Animalul nu l-a atacat, dar în goana pentru supraviețuire l-a dat la o parte și a provocat câteva zgârieturi. Șoferul a continuat să urmărească animalul și în alergătura sa, ursul a dat peste o mamă și doi copii de 3 și 4 ani. Nici de această dată nu a atacat, ci a sărit peste copii. Unul dintre cei doi minori a căzut și s-a lovit, iar copiii și mama lor s-au speriat foarte tare. Bărbatul de 60 de ani a refuzat internarea în spital, iar cei doi frățiori au ajuns la centrul medical de permanență din orașul Victoria, de unde au fost transferați la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Unul dintre copii, de fapt, a fost sărit de acest urs în cursa lui prin oraș pe pădure, deci nu a suferit leziuni, iar fetița, în vârstă de 4 ani, are două mici zgârieturi, escoriații, de aproximativ 5 mm, una în regiunea zigomatică și una în regiunea frontală. Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase spune că în cazul unui copil, tratamentul, dacă este vorba de atacul unui animal sălbatic, costă 8.000 de lei, iar în cazul unui adult 16.000 de lei. Cum această cheltuială nu este decontată, un număr de 100 de persoane mușcate de urs, să spunem, ar duce la falimentul spitalului. Din acest motiv, medicii solicită includerea într-un program național a acestor pacienți. Până acum, ursul nu a fost localizat de echipajele de jandarmi care au pornit în căutarea lui. Lucrările companiei APA opresc traficul rutier complet pe tronsonul întâi de pe strada Nicolae Titulescu. Marți, 22 octombrie, vor începe lucrările de modernizare a rețelelor de apă la tronsonul 1, cuprins între strada Dorobanților și Endecocea. Din acest motiv, traficul rutier va fi interzis complet pe această porțiune de stradă, din 22 octombrie până pe 3 noiembrie. Pentru informarea conducătorilor auto care au intenția să se deplaseze spre strada Nicolae Titulescu, au fost montate două panouri de presemnalizare pe bulevardul 15 noiembrie și unul pe strada Castanilor. Circulația va fi posibilă pe străzile Nicolae Titulescu între Castanilor și Dorobanților, Dorobanților, Română, Endecocea, Nicolae Titulescu, 15 noiembrie. Pentru cei care au intenția să se deplaseze dinspre Calea București, traficul auto va fi presemnalizat pe Calea București în zona 3 alimentare. Circulația va fi posibilă pe strada Titulescu între Calea București și Endecocea și poate fi continuată pe Endecocea, Păun Pincio, Dorobanților, 15 noiembrie. Accesul pe strada Titulescu în zona Castanilor Dorobanților nu va fi posibil, decât dinspre centrul orașului sau dinspre Castanilor. Pentru ca lucrările să se desfășoare conform graficului, începând cu data de 21 octombrie, conducătorii auto au fost rugați să nu parcheze pe porțiunea cuprinsă între strada Dorobanților și Nedecocea. Această lucrare face parte dintr-un contract de reabilitare și extindere a rețelelor publice de distribuție apă potabilă din municipiul Brașov, finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare. Primarul Brașovului George Scripcaru a declarat zilele trecute că se așteaptă ca în perioada următoare să se înmulțească știrile false care au ca țintă activitatea primăriei, știri care sunt fabricate la comanda unui grup de interese. Sunt multe fake news-uri de genul ăsta, sunt niște persoane pe care eu le știu că sunt structurate într-o anumită grupare care au această ordine, să zic așa, în perioada următoare, care să lanseze tot felul de prostii și tot felul de aberații în spațiu public, care să creeze o anumită impresie. Primarul a dat ca exemplu cazul unei știri publicate pe un portal recent activat, în care municipalitatea ar fi într-un conflict cu Spitalul Regina Maria, unde ar exista interese imobiliare și că se pune în pericol colaborarea cu NATO, din cauză că nu se dă un aviz pentru construirea unui pavilion de către Direcția de Cultură a Primăriei. George Scripcaru a precizat că relația primărie-spitalul militar este foarte bună și a explicat că nu primăria dă avize de cultură, ci Direcția pentru Cultură, care este subordonată Ministerului Culturii. Noi avem nevoie, când facem aceste lucruri, să luăm aceste avize și noi avem o colaborare foarte bună cu Spitalul Militar, adică este o prostie fără margini, care este lansată de niște persoane de genul acesta, care cu asta se ocupă în perioada asta, crezând că vor crea o anumită stare sau o anumită
impresie, să spun așa, în zona publică. Au fost, sunt și or să mai fie asemenea prostii pe care le veți auzi și pe care le veți afla din punctul ăsta de vedere, din perspectiva asta. Se știe, chiar și primăria are nevoie de avizul acestei instituții dacă dorește să facă lucrări în zone protejate. Aflată în vizită în județul Brașov, Viorica Dăncilă, premierul demis al României, a anunțat la Săcele că recent, printr-o hotărâre de guvern, Spitalul Municipal din localitate a primit 5 milioane de lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția executivului. Președintele PSD a vizitat unitatea medicală brașoveană și a stat de vorbă cu personalul și cu pacienții. Dăncilă spune că nu a contat faptul că municipiul Săcele are primar PSD atunci când a decis alocarea banilor. De guvern. Pentru că este aici un primar PSD, a contat acest lucru? Nu, am acordat sume de bani la toate spitalele și am spus la toate spitalele județene, indiferent de culoarea politică, așa cum am acordat și sume prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2 la toate comunitățile, indiferent de culoarea politică. Premierul a felicitat conducerea unității sanitare și a administrației locale pentru buna colaborare. Tot vineri, Viorica Dăncilă a făcut o vizită și la IAR Ghimbav, unde a semnat un acord de cooperare care să vină în sprijinul industriei de apărare și care implică o cheltuială importantă din partea viitorului guvern. Plenul Consiliului Județean a fost nevoit să se reunească în urma unui ordin de ministru care desființa școala inclusivă din orașul Victoria și o trecea în subordinea școlii speciale de la Făgăraș. Cum bugetul era prevăzut separat pe cele două unități de învățământ, a fost nevoie de convocarea unei ședințe de plen în care aleșii județeni să voteze o rectificare bugetară. Prin hotărârea adoptată vineri, fondurile destinate școlii din orașul Victoria sunt alocate celei din Făgăraș, de care va aparține de acum prima unitate. Adică, practic, am preluat bugetul care era asigurat școlii speciale de la Victoria și l-am transferat entității mari care a preluat inclusiv școala de la Victoria, adică celei de la Făgăraș. Se va funcționa sub o singură instituție și va avea, practic, două centre, unul la Victoria și unul la Făgăraș. Consilierii județeni prezenți la ședință au votat în unanimitate rectificarea bugetară de care era nevoie pentru funcționarea normală a celor două școli. Pesta porcină a ajuns în județul Brașov. 15 localități sunt incluse în zona de monitorizare. Autoritățile sunt în alertă de joi seară, când într-o pădure de lângă comuna Homorod au fost găsiți doi porci mistreți morți, cu 90% suspiciune de infestare cu pestă porcină africană. Prefectul județului a precizat că au fost prelevate probe și trimise spre analiză în regim de urgență spre București, iar rezultatele au fost deja confirmate. A fost convocată o întâlnire de urgență cu primarii din zona Rupea și cu instituțiile abilitate să intervină în astfel de situații, pentru luarea unor măsuri de urgență. Obiectivul este de a limita și ține acest focar în pădure, astfel încât boala să nu pătrundă în localități. Prefectul a menționat că în această perioadă nu se va pune problema recoltării mistreților din zonă. În fondul de vânătoare în care s-a declarat boala s-a constituit o zonă afectată cu o rază de 13 km. Zona infectată are o rază de 8 km, iar zona tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate. Localitățile din zona infectată sunt Cața, Mercheașa, Rupea, Homorod, Rupea Gară, Ungra, Hoghiz, Fântâna, Bogata Olteană, Dobca, Mateiaș, Racoș. Iar fondurile de vânătoare afectate sunt AJVPS Rupea 2 Fisher, 5 Ungra, 6 Racoș și fondul de vânătoare 8 Valea Bogății. Localitățile din zona tampon sunt Paloș, Jimbor, Fisher, Dacia, Dăișoara, Cuciulata, Lupșa, Drăușeni. Pentru a se evita extinderea pestei în gospodăriile oamenilor, prin planul de măsuri este interzisă circulația animalelor domestice prin pădurea din zona afectată. De asemenea, se interzice recoltarea ciupercilor și fructelor de pădure din zona afectată. Practic, în zona afectată este interzis accesul, din orice motive, persoanelor neautorizate.